Prilej de sărbătoare la Muzeul Național de Istoria Moldovei, instituția își sărbătorește cei 40 de ani de la înființare și de promovarea patrimoniului și adevărului istoric. Actul de fondare a muzeului a fost semnat pe 21 decembrie 1983. Din data de 22 octombrie 1991, în baza unei decizii a Ministerului Culturii, instituția poartă denumirea de astăzi Muzeul Național de Istorie a Moldovei. În zi de aniversare, clădirea istorică a fostului gimnaziu de băieți din Chișinău era deosebit de atractivă. La înălțimea așteptărilor era și expoziția aniversară, o cronică a evenimentelor memorabile și a oamenilor care au promovat patrimoniul instituției. Printre ei este și doamna Elena Postică, care activează la muzeu chiar din prima zi de la inaugurare. Atunci când pe străzile Chișinăului începuse din nou să bântuie fantoma comunismului, noi am continuat să vorbim oamenilor despre crimele regimului totalitar comunist. Am editat atunci 4 volume ale cărții memoriei, un catalog al victimelor totalitarismului comunist. Nu sunt foarte de mult la muzeu, mai puțin de 20 de ani, dar oricum este o experiență cu totul deosebită, pentru că muzeul mi-a oferit posibilitatea de a vedea altfel lumea și istoria noastră, anume prin document, prin documentul arheologic, prin documentul istoric, care ne permite să ne cunoaștem mult mai exact istoria noastră a românilor din Basarabia. Muzeul Național de Istorie se află în continuă dezvoltare și ascensiune. Reprezintă, din punct de vedere patrimoniul național, din cele mai vechi timpuri, din materiale arheologice și până în perioada contemporană. În acești 40 de ani, muzeul a reușit să organizeze sute, cred că, de expoziții temporare, atât cu forțele proprii, cât și cu un parteneriat cu alte instituții din Moldova sau din străinătate, în New York, Oxford, Vatican, România. 40 de ani este o nimică toată pentru un muzeu. Este abia un început. Istoria Moldovei a început mult mai demult și muzeul, desigur, are o sarcină să transmită generațiilor care vin mesajele, adevărul istoric, imaginea noastră ca popor. Mă bucur foarte mult că acest muzeu este de mult un muzeu european. Este un muzeu care a promovat valorile românești. O componentă importantă a activității muzeale constituie prezența pe arena internațională. Una dintre cele mai mari realizări a anului 2023, prezența Muzeului Național de Istoria Moldovei într-o expoziție fenomenală la Roma, împreună cu alte 45 muzee din România, s-a făcut un concept expozițional Dacia, ultima frontieră a romanității. Avem 68 de exponate expuse acolo la Roma. Programul aniversar a inclus festivitatea de acordare a diplomelor de gratitudine a partenerilor care au contribuit la promovarea patrimoniului muzeului, printre ei și postul public de televiziune Moldova 1.